Eu mi spăl mâinile înaintea voastră și vă spun. Sunt nevinovat de sângele neprihănitului ăstuia. Treaba voastră. Atunci Pilat l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu miele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. One interesting thing about Romania and the pandemic. I just passed by a young gentleman from Glovo food delivery service riding his bike from customer to customer. He did not wear no gloves and he did not have on a mask. So I ask you, how safe it is to order food when people don't take the minimum precautions when they handle your food packages? Be sure to check your courier when he brings food to you or packages that he has had gloves on and a mask. It's just a simple precaution that can save you from a world of trouble that is, you know, not getting sick. We do not need any extra hands touching the packages if they don't wear gloves and if they don't wear a mask when they deliver to you. Be careful out there. Acesta este omul care s-a proclamat împăratul iudeilor. Atâta doamne că răspoare și poți pătrâti la mare. Acesta este omul. Fică locul ăsta nu se mai poate ține pe picioare. Lasă că ajungem noi și te odihnești. Omule, cum îți zice? Hei, n-auzi? Cine vorbești? Cu tine, cu cine altcineva? Vino să iei crucea de pe ticălosul ăsta care se împiedică într-un an. Și să o duce urma lui, altfel ne apucă noaptea. Hai, hai, hai! Sunt Simon din Cirene. Adrele sunt vinete și plini cu sânge. Poate ne uita de lovituri, Doamne. Și cu nuna asta. Ia crucea și mergi. Ce-ți pasă? El a fost așa de bun cu noi. Ce rușine pentru neamul nostru. Și ce tânăr e săracul. Uite cum îi curge sângele pe frunte. Aș vrea să-i șterg fața. Aș vrea să fac ceva pentru el. Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Căci, dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Cine vă dă dreptul să-l bați jocoriți pe cel nevinovat și să-l duceți împreună cu tâlharii ăștia? Am ajuns! Aici o să-i răstignim pe toți trei. Pe împăratul ăsta la mijloc și pe tovarășii lui, unul la dreapta și altul la stânga. Oh,